E lăsat acasă și să rateze distracția din noaptea dintre ani, copiii din Găiești au petrecut aseară un revelion doar al lor. Au fost și părinții chemați, dar nu să se relaxeze. Sarcina lor a fost clară, să le asigure o masă ca la carte. Petrecere mare în seara asta. Da, așa, aveți foarte mare dreptate. Cum ajungi sărbătorești revelionul, iar noi stăm acasă, ne-am hotărât să facem și un revelion al copilului. Și au petrecut ca la carte, cu muzică, dans și veselie. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, pas de bază! 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, și costumațiile au fost alese cu grijă, așa cum trebuie de revelion. De unde ai luat rochița asta așa frumoasă? Ai luat rochița asta special pentru revelion? Nu. Da? Am luat-o ca potrivită. Și bucatele au fost cele tradiționale de anul nou. Părinții le-au pregătit cu simț de răspundere. Abia după ce și-au terminat treaba, cei mari au voie să-și mai tragă sufletul și să viseze și ei la revelionul lor. Hai pe loc! Este un revelion al copiilor, din partea părinților, pomana porcului, friptură și niște cândați. Unde sunt reduceri?